Că cu privire la familiile slujitorilor care sunt puși în lucrare în vreme ca aceasta, diavolul vrea să lovească în familiile lor prin diferite lovituri ca să nu-și poată face lucrarea. Pot neca la Abraham să lovească la nivel de familie. Și acolo unde va fi întărit gardul și nu va putea să lovească, familia va încerca să aducă orbire peste lucrător. Să nu se mai vadă adevărul, să nu mai spună adevărul și să nu se mai trăiască adevărul. O tnahore tnadoșa la Abraham. Și chiar dacă nu va putea termina aceasta, va încerca șpanadoșa la Abraham să aducă multe biruiri în vremea aceasta împotriva slujitorilor, cu biruiri grele ca să fie scoși din lucrare. Od nacole tnadoșa la pregătie ca la Abraham în biruiri neadevărate, în care sper Abraham să fie înviluit și apoi poporul să îndepărteze de astfel de slujitor. Erecalopre cunados al Abraham, în vreme ca aceasta trebuie lăsate rugăciuni cărniți. Să apăr pricina lucrătorilor, că am lucrători care nu s-au rugit nici Domnul. Am lucrători care susțin adevărul. Am lucrători care păstrează gardul Sfințenie în jurul Părintelor. Ori crăie prin aur, în seara aceasta, vreau să vă descoperă o taină de ce Domnul. Ori necalamanar la aur, se lucrează în spatele unor uși închise niște legi care, iată, să vină împotriva voastră. Și astfel șpania Abraham, oștenele Abraham, mulți slujitori să fie amăgiți de oamenii puși sus să iei niște decizii și care vor accepta din slujitori, vor fi orbiți și va duce poporul în mare, mare rătăcire. Ot neca la Abraham ce vor accepta niște lucruri care vă spune că trebuie acceptate, că sunt venite de sus. Vreau să întâlnesc slujitorii mei! Spre Abraham o clarifia, Abraham trebuie ascultare până la adevăr! Adevărul să rămână adevăr! Chiar dacă va trebui să se plătească un preț mare și greu, dar iată, voi avea astfel de slujitori, dar poporul trebuie ca aceasta, trebuie să pregătească, să strige, să lanțe rugăciuni, să păstreze slujitorii, să lasă o protecție dublă peste ei și astfel ei să rămână în picioare. O, Bernau, Cerau, mulți vor fi atăciți, mulți vor fi care vor face compromisul, dar iată, șpenat-o sala ta au, vreau să am părtați de slujire, căci în vremurile sfârșitului vreau pe unii să-i folosesc cu semne și nimeni, în care să-mi poslănesc în numele, să pare că și în vremurile din urmă sunt aceiași și pe gara au terenia să-mi pregătesc poporul pentru prigodirile și grele suferințe care vor veni de tu spre tanii. Să-mi